Așa cum ați menționat și dumneavoastră, 13 din cele 18 culte recunoscute ne-au transmis mai multe solicitări. Am analizat aceste solicitări, am avut întâlniri cu reprezentanții acestor 13 culte de nenumărate ori, chiar în cursul săptămânii, acum două săptămâni, de fapt, am avut o întâlnire în prezența colegilor care compun a grupurilor parlamentare, membrii ai Comisiei de Învățământ a Camerei Deputaților și în prezența doamnei ministru. La vremea respectivă nu au fost, să spun așa, opinii diferite. În schimb, în momentul în care am început să discutăm și să adoptăm fiecare amendament în parte, opinia ministerului nu știu dacă s-a schimbat, dar reprezentantul ministerului la vremea respectivă, în prezența domnului secretar de stat Sorin Ion, a spus că nu poate să prezinte un punct de vedere clar.